Ai găsit ceva? Salut! Astăzi avem surprize pentru fete. Am mers și le-am cumpărat popituri. Exact, pentru că ele iubesc popiturile la fel ca voi. Și vrem să facem un challenge, un popit hunting, nu, tati? Da, facem. Dar pentru acest challenge am făcut o achiziție. Am luat popituri noi. Vedeți un story. Am mers să luăm popituri gigantice. Fetele, nu știu, abia așteptam să le vedem reacția. Iată, vă mai arăt. Bulina! Inimioară! Și. Fluturaș, dar și un puzzle. Au apărut puzzle-uri din popit. Aici avem cutia noastră de popituri. Avem 57 de popituri pe care le vom ascunde prin toată curtea. Ne vom filma când le ascundem. Știți de ce? Am mai pățit așa și n-am mai știut unde am pus lucrurile. Adică le filmăm ca să știm să le găsim, dacă fetele nu le găsesc. Exact. Bun, să începem. Wow. Să încep cu cele speciale. Le lăsăm la urmă. Ok. Uite, am niște popituri mai mititele. Mă duc să văd unde le pot pune. Nu foarte departe, pentru că trebuie să ajungă. M-am gândit să le pun la flori, dar o să le pun la floarea unde ajung ele acolo. A, să punem un flori aici. Da. O las la vedere sau s-o bag de deșert? Nu, las-o la vedere. Să le bag una și în creta acolo. Uite. Hai, tati, că-ți de abia 3 până la 57. Mai avem? Hai, ajut și eu. Ok, uite, îl pun una sus și trebuie să nimerească cu mingea să-l dea jos sau cum? Ia. Aici, așa. Ok. Și să arunce cu mingea până cade popitul. Verde, în verde, să nu se vadă. Aha. Ia, cum e? E camuflat bine. Super. Mai am eu două. Pune și la furtunul. Să atârne ca și cum ar fi pe ăsta aici ceva. Așa. Nu-și vor da seama că ai un popit. Toc. Să avem și ușor de găsit, nu doar. Următorul lot. Wow. Unul îl punem între flori. Să uite, ia, uite așa. Morcovel. Morcovel plantat aici. Și aici punem între. Da, pui funghița aici și apropii ghivece. Ah, ok. Punem și acolo. Un diamant. Mai departe. Mai departe. Aici iadă. Unul. Aici unul. Mare. Da. Exact așa. Și mai pun unul în trambulină și la acopăr cu o geacă de alubri. Să pară că Bria a sărit în trambulină și a scăpat geaca acolo. Nu îi dea seama. Unul aici. Punem unul galben pe mijlocul toboganului. Opa! Așa. Acesta aici. Unul aici. Fetele ne pândesc. Sunt șmechere. În căsuța sunt multe obiecte, dar nu le las doar pe la unul. Să fie okay. Special. Da. Așa. Așa, e bine, da. Hai, mami! Mic și albastru pe albastru. Pune racheta aici. Briana în casă, ca să ascundem, să ascundem, să ascundem. Voi lua cu mine cutia, ca fetele să nu le descopere. Hai să le luăm pe cele mari, le așteptăm mai repede, pentru că... Fetele nu au răbdare. Aici? Ce ascunzi acolo? Ascund pătratul. E bine. Bun. Voi unde spuneți să-l ascundem? Lăsați repede un comentariu. Unul mai la afară aici. Wow, unul la treaba de vedem. Cel rotund. Hai. Și la cuperintul de Gabriani. Se pare că vrei să-l lua pe aici. Și a aruncat geaca. Scoatem pe asta. Super tare. Da. Cât de mișto. Se vor prinde oare? Vedea? Asta hai că i-am găsit un loc sub. Uitați-vă cum e mingea asta. Se sortează, nu? Da. Așa. Bun, și acum. Wow, câte mai sunt. Ia uite, e alb. Îl pun sub structoare albă. Așa colorată. Am pus una. Uite aici la floarea asta. Aici. 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 Așa, vezi? Pac. Pac.
Acum stă. Așa. Și pe aici pentru Bri. Dar le va găsi Teo, sunt sigur. Au Mara. Și le mai am pe toate astea de ascuns. Dar închidem camera acum pentru a fi suspansul mai mare și pentru voi. Yes! Suntem aproape, să începem! Le vom da fetelor rucsaci. Mamă, Teo, e foarte nestăpânită. Uite, sunt aproape 60 de popituri de găsit. Să vedem noi câte ai să găsești tu. Aici le vei pune. Da, eu cele mai multe. Așa că Briana, rucsacul tău, nu în spate, îl punem în față, uite așa. Ca să poți colecta. A găsit! Nu? Unde? Uite rucsacelul tău. Teodora! Teodora nu are răbdare. Băi, Leo, abia așteptăm să vedem capturile voastre. Hai, Teo, legăm la ochi. Puneți repede like dacă vreți să o legăm pe Teo la ochi. Cu cifre! Unul! Cine l-a găsit? Eu! Bagă-l acolo! Deja am început, nici n-am dat startul! Pe locuri, fiți gata! Start! Uite, Mara, Teo, arată ce-ai găsit! Asta! Bravo, Mara! Tu ce-ai găsit, arată-te? Ce-ai găsit, Teo? Asta! Așa! Stop joc! Teo aleargă prea mult după toate, le ia și pe alea puse pentru Bri. Eu am adunat de sus, de acolo și de acolo. Le punem la loc și începem din nou. Da. Și lăsați și pentru Bri. Păi dacă Bri nu aleargă. Păi tata a zis o regulă, să nu alergăm. Ai uitat? Da. Din nou. Oare, mă dă pe Bri la bancă, două. Unu. Și doi, eu nu urmă, să arată chiar umana. Bri, ce faci, Bri? Uite că găsește și Briana, bravo, Bri! Hai, mai găsit. Hai, pune-le acolo. Unde mi-ai găsit, Mara? Bravo, Bri! Uite! Am găsit încă unul. Briana l-a găsit pe acesta, prins aici. Hop, poftim, Bri! Încă unul! Opa! Ia să vedem, îl vede Teo. Unde l-ai găsit? Ia uite, Mara, se popasă pe acolo. Uite unde căută, Mara! Pe noi nu ne-a dus capul să ascundem acolo. Ia uitați! Unde le-ai găsit? Ia acolo, să vedem. Ia, Briana, hai, caută și tu, Bri. Din ora. Să vedem ce-a găsit. Oh my God! Teo, tu ai trecut pe lângă unul și mai mare de atât. Vino încoa. Bravo, Teo! A găsit pe Dino. Hai, Teo. Hai să ți-l dau. Asta îl dai Brianei. Poftim, Bri. Ce-ai găsit, Bri? O să ne arăți. Hai, Teo, hai, Teo, hai. Ce-ai găsit? Ce-ai găsit? Oh my God. Ce mai mare? Eu cred că vreau poate le fac pe toate. Oh, oh. Tati, Bri a zis că e frig și vrea să se îmbrace. Haide-te și ia-ți. Ia geaca să se îmbracă. Ia, Briana, ia. Ia geaca și te îmbracă. Hai, ia geaca și te îmbracă. Teo, țipă de acolo, puși, tati, să vezi de ce țipă Teo. Unde l-ai găsit? Acolo. La furtun. Uite, oare nu ții. Ai găsit ceva? Mai sunt o grămadă! Caută tu! Repede, caută, caută! Caută, caută, caută și tu! Nu cred! Bravo, Mara! Cape! Ce-ai găsit, Teo? Opa! Ceva nou! Altceva! Încă! Păi am văzut ăla, de când ai pus tu un furtun de la cărdeci. Nu cred! Mara l-a găsit, ai avut dreptate. Încă căutăm. Uităm, e mic, hai să urcăm. Priana e cea mai calmă, ea s-a resemnat. Știe că n-are cum să le facă față tornadelor de Mara și Mara.
Da. Mai pescuiește și ea cu morcov. Mai pescuiește și de la altele. Tu ce faci, Teo? Nu s-au terminat. Nu cred, mai sunt? Ha, ha, bravo, Teo! Fiți atente, fiți atente, fiți atente, fiți atente! Nu cred, nu cred! Nu cred! Nu cred, ce ți-am zis eu că e cel mai bine așa? Ce ia, Briana, ia caută-l tu, prin zona asta. Uite-l că Bri l-a găsit! Bravo, Bri! A fost acolo toate trei și doar Bri l-a găsit. Nu, l-a găsit! Haide să numărăm, să vedem dacă mai sunt. Una, două, trei, 22, 23 sunt? 23 la Mara. Nu cred, am un pinzon. 23 la Mara, hai Bri să numărăm la tine. 1, 2, 3, 10 la Bri. Bravo, Bri. Să vedem la Teo. Le punem aici. 1, 2, 3, 22. 23. Egalitate Mara și Teo, 23, 23, 46, cu 10 de alubri, 56, mai trebuie unul. Aici! Briane! Și avem așa scor! 23 la 23 la 11 și în total fetele au 57 de popituri și dimple. Haideți să vedem ce au găsit ele nou. Repede, adunați tot ce-i nou. Creionul la grădi. La grădi, da. Nu te duci deloc la grădi, dar vrei să te duci cu copii. Wow, ce greu e. Ia-te, o să te vedem. Nici nu pot albă cu toate dacă facem concurs. Am găsit popituri mari și multe. 4 forme, 4 am găsit, 4 am luat. Erau și popituri medii, dar nu am luat. Și fluturele. Fluturele e considerat tot mare. Era la același preț cu pătratul. Uhu. Gata. Partea bună. Ce crezi că este acesta? O inimă. Uite, o, înțeles ceva. O inimă spartă. Nu, mai gândește-te. Ce poate să fie asta? Un puzzle, nu? Da, Mara, e un puzzle. Fetele se străduiesc să facă puzzle-ul. E mult eu decât eu. Oare chiar nu-și dau seama? Uitați, terminat. O grâză. Și ghiciți ce? Mai erau puzzle-uri și tati nu vi le-a luat. Gata, Mara. Cam așa se încheie challenge-ul nostru. Fetele rămân să se joace cu popiturile lor. Iar noi sperăm că v-a plăcut și challenge-ul și v-au plăcut și noile noastre popituri. Dacă da, dați-ne un mare like. Haideți să adunăm la acest clip 10.000 de like-uri. Like-ul, like-ul, like-ul. Și să mai facem clipuri cu popituri. V-am pupat. Pa!